20 de elevi și un angajat al unui liceu din capitală au ajuns la spital cu semne clinice de toxi-infecție alimentară. Un copil este internat în secția reanimare. Cazul a ajuns în vizorul Ministerului Sănătății, care precizează că a fost pornită o anchetă epidemiologică. Directorul instituției de învățământ afirmă însă că intoxicația nu ar avea legătură cu mâncarea de la cantina liceului. Asta pentru că doar 30% dintre elevi s-au alimentat acolo în ziua presupusei intoxicări. Potrivit Ministerului Sănătății, 14 copii și angajatul liceului sunt internați la Spitalul Clinic de boli infecțioase Toma Ciorbă, iar 6 elevi se află la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase pentru copii. Starea copiilor și a angajatului liceului este satisfăcătoare, iar a elevului din reanimare gravă, dar stabilă. Primii copii care s-au adresat după ajutor, deci consultații au fost amar după amiază. Noi am decis că, fiindcă copiii sunt din cămin, am decis ca să ne adresăm către spital și să fie deci spitalizat pentru ca să nu contamineze alți copii. După care am transmis mesajul către părinți și elevi, toți copiii, ca să în a doua zi, miercuri, să vină la ore doar cei care se simt bine și cei care nu se tem. Directorul liceului spune că miercuri au lipsit de la ore 65 de elevi. Potrivit lui, mulți dintre copii nu erau bolnavi, dar au luat decizia să rămână acasă. 30% din copii doar s-au alimentat în cantină, ceilalți nu s-au alimentat în cantina noastră, dar au zis că este vorba de un norovirus care se răspândește acum repede și prin alimentație, dar și prin aer. Directorul a mai spus că dintre cei 20 de elevi internați în spital, 10 erau stabiliți la cămin. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă spun că ar fi vorba despre o infecție intestinală. Internarea a fost pe data de 18 la ora 1:30. A fost internat la ora 1:30 până prezent 17 persoane, 16 copii și o persoană matură care activează în liceu. Starea pacienților la internare a fost starea gravitate medie, la momentul starea pacienților satisfăcătoare. Pacienții au prezentat următoarele simptomele: febra, subfebrilitate 37,2, 37,3, vome și diaree. Ministerul Sănătății transmite că în cadrul anchetei epidemiologice s-a stabilit că primele semne de boală printre elevii afectați au apărut marți, 17 septembrie, începând cu ora 15. Unii elevi care prezentau semne de boală diareică acută au plecat la domiciliu însoțiți de părinți. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au inițiat un control inopinat la operatorul din domeniul alimentar, responsabil de alimentația copiilor în cantina liceului cu pricina. Au fost prelevate probele diurne existente la unitate în vederea determinării indiciilor microbiologici, potențial declanșatori ai toxi-infecției alimentare. Până la finalizarea anchetei, cantina și-a asistat activitatea. La acest liceu învață 362 de elevi repartizați în 12 clase liceare, iar în cămin locuiesc 132 de elevi. În perioadele de schimbare a vremii, sănătatea poate fi în pericol. Potrivit medicilor, cei mai vulnerabili sunt oamenii care au probleme cardiace, tensiunea prea joasă sau prea înaltă și cei care acuză dureri articulare. Pentru a trece ușor peste această perioadă, unii apelează la specialiști, alții consumă mai multe fructe și legume sau fac sport. Într-adevăr, am simțit și eu că să schimbă ceva. Că vedeți cum la mine s-a ulecut umezeală. Deodată eu încep. Asta e vina noastră. Noi nu cătăm de noi. Trebuie să ne ducem la medic. Eu mă simt, tensiunea ne se ridică. Eu mă sunt rău. De 2-3 ori mă sor tensiunea. Tabletele le am. Dimineața eu trăiesc la Valea Morilor. Merg, nu fug, nu e de cum nu-i spate. Dar eu merg în pas 2 ceasuri, în prejucul lacului. Mă odihnesc, mă uit la natură, asta acționează foarte bine. Ochim, давление. Ну, ochim, вот это атмосферное давление, оно все ли на ноги, на голову, на пассивность. Ну, конечно, когда погода хорошая, тёпленькая, солнышко, оно действует на всё. То есть человек весёлый, он идёт спокойно, он. Ну, а когда вот как вот эти вот дожди были, они, конечно, плохо влияет на людей. Мой муж обосяла. Обосяла, дика перманент врай с дорми, врай с стаем пат, май лакал. Бем чай, дим бруени. Поспон, ка элементарь санатуасы ши примлари. Лайер, я в копилаши. Всегда есть такое, то, что, как говорится, там колени начинают болеть, чай греет.
В такую погоду чай самое то с лимоном. Potrivit specialiștilor, odată cu schimbarea temperaturii aerului, mulți oameni acuză dureri de cap, stare de apatie sau depresie și lipsă de energie. Foarte multă lume simte în această perioadă dureri de cap, oboseală, lipsă de energie, somnolență ziua, insomnie noaptea, o slăbiciune generală sau, din contră, sunt cei care cu probleme de sănătate, cum sunt pacienții cu patologii cardiovasculare, cu hipertensiune arterială, care în această perioadă suferă și mai mult. Atunci când se schimbă vremea, trebuie să consumăm mai multe fructe și legume. Plimbările în aer liber sunt și ele esențiale. Este un sezon bun, bogată multe fructe și legume, colorate de tot felul. Asta înseamnă că sunt mulți nutrienți, multe vitamine și minerale. Trebuie să beneficiem de ele și să consumăm cât mai multe, să ieșim afară când este soarele, măcar 15 minute la soare. Schimbarea bruscă a temperaturii aerului poate provoca probleme de sănătate, întrucât organismul are nevoie de o perioadă de adaptare de aproximativ 14 zile. Trecerea de la temperaturi ridicate la ploaie și cer noros îi afectează în special pe copii, pe bătrâni și pe persoanele care suferă de boli cronice. 9 acorduri de finanțare au fost semnate de Republica Moldova cu investiții pentru infrastructură, tranziția la economia verde și durabilă. Documentele au fost semnate în cadrul celei de-a 5-a ediții a Platformei de Parteneriat pentru Moldova, inițiată de România, Germania și Franța. Unul dintre cele mai consistente acorduri semnate este cel cu Banca Europeană de Investiții, care prevede un împrumut în condiții avantajoase în valoare de 200 de milioane de euro. Asta ne va ajuta să împădurim 63.000 de hectare de pădure, să construim un centru seminologic, să construim 3 pepeniere industriale moderne și mai multă infrastructură pentru a gestiona durabil pădurile din Republica Moldova. Totodată, această finanțare ne va ajuta să creăm noi locuri de muncă în zonele rurale, inclusiv pentru tinerii specialiști. Un alt acord semnat cu Guvernul Canadei prevede un împrumut în condiții preferențiale în sumă de 79 de milioane de euro. Finanțarea va sprijini familiile vulnerabile, integrarea refugiaților ucraineni și va promova creșterea economică durabilă. Totodată, guvernele de la Chișinău și Washington au convenit asupra unui amendament de 10,7 milioane de euro la acordul de asistență pentru întărirea instituțiilor democratice. Această sumă va sprijini îmbunătățirea calității serviciilor publice și creșterea transparenței instituțiilor statului. Moldova remains a bright spot for democracy and it's important to the region's stability and prosperity is clear. As Secretary of State Anthony Blinken affirmed during his May visit, the United States stands firmly with Moldova in its path towards European integration. Un alt amendament la acordul cu Statele Unite prevede o finanțare de 23 de milioane de euro pentru dezvoltarea comerțului, îmbunătățirea climatului investițional și creșterea exporturilor. La Palatul Republicii, Guvernul Republicii Moldova și Agenția franceză pentru dezvoltare au semnat un acord de 25 de milioane de euro pentru finanțarea bugetului de stat și pentru impulsionarea tranziției la energia verde. Ministrul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat un memorandum de înțelegere în valoare de 8,5 milioane de euro pentru promovarea unor proiecte comunitare de susținere a egalității de șanse între femei și bărbați. O altă asistență oferită de Guvernul Germaniei, Uniunea Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei prevede o finanțare de peste 20 de milioane de euro pentru domeniul eficienței energetice. Cu un ajutor suplimentar a venit și Guvernul Danemarcei. What I announced today at this conference was a new contribution from Denmark of 9.4 million euros. That comes on top of already existing programs, so in total the support from Denmark to Moldova is now amounting to around 40 million euros.
Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat un acord pentru o finanțare nerambursabilă de peste 4 milioane de euro destinat modernizării infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Cu Banca Europeană de Investiții a fost semnat un acord de asistență nerambursabilă prin care Republicii Moldova se vor oferi 12 milioane de euro în cadrul proiectului de reabilitare a unei porțiuni de 128 de kilometri de cale ferate pe tronsonul Vâlcineți, Ungheni, Chișinău, Căinari. Cele 9 acorduri semnate la Chișinău prevăd 305 milioane de euro împrumuturi în condiții avantajoase și 80 de milioane de euro finanțare nerambursabilă. Aderarea unui stat la Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea identității naționale. Dimpotrivă, oportunitățile oferite de blocul comunitar permit promovarea culturii dincolo de hotarele țării. Opiniile au fost exprimate de secretarul de stat al Ministerului Croa de Externe în cadrul unui interviu pentru Jurnal TV. Oficialul a precizat că, datorită fondurilor europene, multe clădiri istorice din Croația sunt restaurate cu protejarea elementelor originale. În centrul vechi al orașului Zagreb sunt 10 de clădiri aflate în reconstrucții. Printre astfel de edificii este catedrala orașului care se află în spatele meu. Toate aceste clădiri au avut de suferit pagube majore în urma cutremurului puternic din anul 2020. Partea bună este însă că toate edificiile sunt renovate și toate simultan cu banii europeni. Fiind stat membru al Uniunii Europene, Croația are acces la Fondul European de Solidaritate. Astfel, guvernul Croației beneficiază de 1,3 miliarde de euro pentru a da o nouă viață clădirilor afectate de cutremur. Secretarul de stat al Ministerului Croa de Externe ne-a spus că, în afară de drumuri reparate sau școli renovate, fondurile europene au permis realizarea unor proiecte de infrastructură de importanță strategică, indispensabile pentru viața locuitorilor. I can outline the biggest project we had is the construction of the Pelješac bridge. It is the bridge in south of Croatia which managed to connect two parts of Croatia on the south. And this is an extremely important infrastructural project, and it is very visible and huge. And it's beautiful and very, very useful. Vorbind despre obținerea fondurilor europene de preaderare, oficialul croat a salutat decizia autorităților de la Chișinău de a coopera cu parchetul european pentru descurajarea fraudării transferurilor de finanțe. Wherever you have funds, there is always this risk of also fraud and corruption, and no state is immune to that. But this is why you really need to have strong legislation and procedures in place, which would then allow you later on to smoothly absorb it and invest it as they are planned. Uniunea Europeană este un aliat de nădejde și în ceea ce privește promovarea valorilor naționale. Moldovians should not be afraid of losing any kind of identity on your EU path or even when you enter EU. I mean, the great slogan of EU is united in diversity, meaning that each and every country really has all instruments on its disposal to protect and promote its own identity. And I would just say we are so proud that Croatian language is now the one of the official languages of the EU. Reformele realizate de Croația și investițiile făcute cu fonduri europene o ajută să devină mai prosperă, mai rezilientă și oferă oportunități noi, precum tranziția la energie verde sau digitalizarea instituțiilor. Salariul femeilor în Republica Moldova este cu aproape 16% mai mic decât cel al bărbaților. Dacă anul trecut bărbații primeau lefuri de peste 13.000 de lei, atunci femeile încasau puțin peste 11.000 de lei, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit experților, diferența de salarizare este influențată de faptul că femeile oferă mai mult timp familiei și îngrijirii copiilor. Acești soți au lucrat mai bine de 10 ani împreună. Femeia spune că, deși au muncit cot la cot, bărbatul lua o leafă mai mare decât a ei cu circa 40%. Bărbatul primește mai mare salariu ca femeia, dar lucrează femeia mai mult. Noi am lucrat împreună și mai mult prinde el și mai mult lucram eu. Eu eram obișnuită. Chiar erau și alți bărbați care eu și vopsem,
și cât vopsie el într-o săptămână, eu vopsim într-o zi. Alți oameni pe care i-am întâlnit în stradă spun că efortul femeilor ar trebui să fie apreciat, ca și în cazul bărbaților. Socot că atât femeia cât și bărbatul au aceleași drepturi, mai ales la noi în Republica Moldova. Părerea mea că ar trebui măcar să fie o egalitate, nimai vorbind de asta că femeia în ziua de astăzi este mult mai responsabilă, are mai multă forță. Părerea ar fi că să fie egalitate, egalitate în drepturi, adică și în salarii ar fi unul normal să fie egal. Păi toți suntem oameni, orică femeie, orică bărbat, nu are importanță. Dacă o doamnă are, nu știu, e mai capabilă, de exemplu, ca un bărbat și un salariu s-ar putea să fie și mai ridicat ca la un bărbat, adică nu văd. Atât timp cât este la o conducere, chiar și același director de magazin, director de grădiniță, nu contează ce. Deci fix aceeași lucru îl face. Asta nu înseamnă că bărbatul trebuie să fie mai presus. Trebuie să fie ambele părți la fel de remunerate. Femeile muncesc mai mult ca bărbați, știți de ați. Și ele sunt mai puțin prețuite și mai puțin plătite. Asta îmi pare rău. Potrivit experților, femeile sunt cele care aleg cu precădere să activeze în învățământ sau servicii de administrare, iar bărbații optează deseori pentru domeniul IT. Deci diferența este de peste 2000 de lei, deci salariul mediu pentru o femeie angajată este de 11.237 lei, iar pentru un bărbat este peste 13.000 de lei. Dacă să vorbim despre sectoarele unde femeile au salarii mai mari ca bărbații, atunci este vorba despre serviciile de administrare. Femeile de multe ori, atunci când apare copilul, trebuie să opteze pentru un orar de muncă mai scurt, pentru sectoare unde orarul de muncă este mult mai previzibil sau flexibil și asta înseamnă că cedează la salariu. Noi avem un angajament ferm pentru a susține și a împuternici toate femeile din Republica Moldova. Asta înseamnă mai multe creșe, asta înseamnă mai multe grădinițe cu servicii calitative. Potrivit Biroului Național de Statistică, bărbații câștigă mai bine decât femeile în domenii precum informații și comunicații, unde salariul unui bărbat este cu 38% mai mare decât al unei femei, finanțe și asigurări cu 34,6%, sănătate și asistență socială cu 25,6%. Peste 1000 de grupe cu program prelungit activează în municipiul Chișinău. Finanțarea acestora se face exclusiv din bugetul municipal și părinții nu sunt obligați să achite nimic, precizează responsabilii din cadrul primăriei. La ziua de astăzi avem 1077 de clase cu program prelungit, din ele cu 3 ore de activitate 1024 de clase în 104 instituții și cu activitate de 6 ore 53 de grupe în 20 de instituții. Potrivit lui Andrei Pavaloi, părinții elevilor nu sunt obligați să achite pentru grupele cu program prelungit, iar dacă totuși le este impusă vreo taxă, aceștia trebuie să anunțe neîntârziat autoritățile municipale. Finanțarea acestor grupe se face exclusiv din bugetul municipal, iar colectarea anumitor surse bănești în afara plății pentru alimentația copiilor nu urmează a fi făcută de către părinți. Decizia din ianuarie curent a municipalității de a nu mai finanța grupele cu program prelungit i-a nemulțumit pe părinți care au ieșit în stradă. Guvernul îl acuza pe acea vreme pe primarul Ion Ceban că ar refuza să finanțeze grupele cu program prelungit din cauza creditelor accesate înainte de alegerile locale din noiembrie 2023. Ceban a respins acuzațiile și a plasat responsabilitatea pe Ministerul Educației, pe care l-a acuzat de capturarea Direcției Municipale Educație, Tineret și Sport, după ce autoritățile centrale l-au demis pe șeful acesteia, Andrei Pavaloi, invocând prevederile Codului Educației. În cele din urmă, finanțarea grupelor cu program prelungit a fost restabilită, după ce consilierii PAS au acceptat să voteze bugetul municipal pentru anul 2024, alături de cei din Mișcarea Alternativa Națională, partidul primarului Ion Ceban. Zeci de fermieri au protestat în fața președinției, cerând ca șefa statului să întoarcă Parlamentului legea promulgată ce suspendă obligațiile de plată ale fermierilor față de creditori pe un termen de 6 luni. Potrivit manifestanților, doar aproximativ 20% din agricultori ar putea beneficia de prevederile legii. Aproape de ora 16, în fața fermierilor, a venit șeful cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel. Acesta le-a declarat că șefa statului îi așteaptă la o
discuție miercuri, 25 septembrie. Cum o să insistăm ca să fie întoars înapoi în Parlament, să fie supusă discuțiilor publice cu agricultorii, cu furnizorii de inputuri, cu toți cei care sunt implicați în lanțul valoric, ca să iei parte la discuții și să-și pune propunerile și în baza propunerilor să fie luat un, să fie acceptat un document cum scade, calitativ. Această lege se reflectă doar pe datoriile anului 2024. Furnizorii de inputuri au spus clar, noi nu executăm fermieri pentru datoriile anului 2024. Noi avem probleme cu datoriile pentru anul 2022-2023. Și problema cea mai mare, că nu este de ajuns doar să promulge această, să face această lege de stare de urgență. Această lege trebuie să fie exact cum în România, urmată de mecanisme clare. Unii fermieri spun că datoriile pe care le au sunt prea mari. Furnizorii de inputuri și băncile sunt de acord că chiar dacă sunt datorii anului 23, toamna, primăvara lui 24, ei sunt de acord să le reașaloneze cu un an. Dar cer achitarea datoriilor vechi. Vadim Ciobanu este agricultor în Rezina. El spune că recolta i-a fost afectată grav de seceta din această vară. La porumb, în raionul Rezina, au fost estimările de la 80 la 90% afectați de arșiță de sește și floarea soarelui 50-60% a fost afectată. Noi vedem modificările la lege doar atunci când vor fi consultate într-un format larg cu fermierii și chiar și furnizorii de inputuri care se prezinte. Pentru că suntem legați unii cu alții. Potrivit ministrului Agriculturii Vladimir Bolea, proiectul de lege privind suspendarea obligațiilor de plată a fost elaborat în regim de urgență. Problema este una foarte complexă. Ministerul Agriculturii toate abordările care le are le face anume trecându-le prin prisma complexității problemelor, încercând să soluționeze în măsura posibilităților. Potrivit lui Vladimir Bolea, fermierii au fost invitați la dialog miercuri la ora 16, însă aceștia nu au venit. Legea aprobată de deputați vineri pe 13 septembrie prevede suspendarea obligației de plată a datoriilor restante acumulate, precum și a ratelor scandente aferente împrumuturilor și creditelor, reprezentând rata de capital, dobânzi, comisioane și penalități datorate de fermieri în anul 2024. Documentul mai stipulează că garanțiile financiare emise de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care garantează creditele solicitate de debitorii eligibili, vor fi prelungite pe un termen egal cu termenul restructurării, reeșalonării creditului, dar nu mai mult de 31 decembrie 2025. Doi agricultori au reușit să modernizeze procesele de producție ale companiilor lor și să devină exportatori de mere și pere către blocul comunitar, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Valeriu Matkovski și Ruslan Jubârcă spun că produsele sunt solicitate pe piața occidentală. Noi ne aflăm acum în frigidierul companiei care se află în Bilicinii Vechi, Răionul Sângerei. Livada se află în satul Malinovscă, Răionul Rășcani. Producem noi în jur de 1800 de tone mijlociu, plus minus. Frigiderul e de 2400 de tone. Practic, nu practic, dar toate varietățile de puieți plantate în livadă sunt franceze. Adică primul bloc erau italieni, dar este toate sunt franceze. Varietățile toate sunt solicitate pe piața Europei. Avem 60 de hectare de livadă superintensivă și ne aflăm în depozit frigorific care deja am construit. Cultivăm pere Conference, mere, mai multe soiuri de mere și prune. Anul acesta am exportat și spre Israel, spre țările arabe, Europa, în Rusia multe mere s-au dus. Acest succes nu doar că le-a permis să acceseze piețe externe, dar a contribuit și la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă, precizează colegii noștri de la TV Nord. Acest frigider e construit pe o mare parte din investițiile pe bani europeni, plus și investițiile noastre, și creăm locuri de lucru. Că socotesc în satul Bilicene, practic undeva la vreo 25 de oameni lucrează aici la frigider, adică 20 de oameni din sat, că n-am să găsesc locul de lucru. Trăiesc acasă în copii, adică nu pleacă hotare după ca să poată supraviețui. Sunt alături de copii, de părinți. Ai o posibilitate să înveți ceva nou, să poți să faci banul și acasă, să ridicăm țara noastră, nu? Fără a pleca peste hotare. Fără a pleca, poate și aici, e un plus foarte, foarte bun.
e foarte bun. Pentru că în situația noastră, fără ajutor, cam e greu. Dar în rest, cine muncește, îți face. Investițiile în tehnologia de refrigerare și stocare și sprijinul oferit pentru programele de dezvoltare ale Uniunii Europene pentru agricultorii din Republica Moldova s-au discutat în cadrul evenimentului Moldova Business Week, organizat la Edireț. Uniunea Europeană reprezintă principala piață de desfacere pentru Republica Moldova și aceasta nu reprezintă doar o evoluție unică, o evoluție de scurt timp. Aceasta a fost construită, această relație a fost construită de-a lungul anilor. De 10 ani avem în vigoare acordul de liber schimb, acordul de asociere, care oferă accesul liber a producătorilor moldoveni pe piața Uniunii Europene. Sesiunea de la Edine s-a cuprins o prezentare despre datele de export și programele de promovare, paneluri despre soluții inteligente pentru agricultură și producția de fructe, precum și o expoziție de produse locale. Agricultorii au început să recolteze porumbul, sau mai bine zis, ce a rămas din această cultură după o vară secetoasă. Dacă în anii trecuți oamenii strângeau câte 8-10 tone de porumb la un hectar, acum abia dacă se ajunge la 3 tone. Fermierii din raionul Ștefan Vodă spun că recolta este compromisă în proporție de cel puțin 40%. Nicanor Moga spune că investițiile și munca lui a fost în zadar. Cam iasă în jurul 2 tone și jumate de tot așa. Adică seceta așa scurt? Seceta a afectat tare, tare a afectat. Dacă aici tot ies, puțin ies. 5-6 tone și al puțin. Ani buni. Odată 7 tone și 12 odată și ani buni. E vorba de soi ăsta de, da? Nu e vorba de soi, nu a fost de sus. Umezala nu a fost când a fost pe pșoi în schic. Când a dat în schic, atunci trebuie ploi. Primăvara, păi, dar pe pșoi el dă în schic, dă în iunie, la sfârșitul iunie, dar nu erau ploi. De el la schic, dacă nu dă ploi, roada chică. Chiar dacă nu există încă date exacte privind suprafețele afectate, estimările fermierilor arată că recolta de porumb din raionul Ștefan Vodă a fost compromisă în proporție de cel puțin 40%, informează reporterii de la Studio L. Roada cam rea, nu a fost ploi. Nu a fost ploi, vedeți, sungri, că luau și 4 toane la hectar, dar mă spun că 2 toane. Rău, nu dau cu cine să te bați, măcar așa. Pe care avem aici, la 100 de hectare, mă rămas o leacă mai puțin, pentru că e foarte slab anul ăsta, dar mulțumesc, pierde lutațul, că nu-s. Când merge ghinea ca noi de la nou și ceva, așa, cum se ridic soarele așa, la 100 de hectare se dă pe zi. Undeva 120-130 de hectare de grăunță. Porumbul e slab anul ăsta. Avem 100 de hectare, tot avem 200 și ceva. Aici 100 și e slab rada. Mai bine, este la 2 tone și o leacă, slab de tot. Înainte de chișă la 10, la 8, mă 2. Eu am carat din baltă de la Talmaza și am uia că mai avem aici cât mai avem și am trecut în parte și el la Bacelie, Gangura și tot așa. Aici a plouat mai mult, acolo mai puțin, cred că de atât aș merge vorba, dacă nu-i ploaie de unii pâine. În raionul Ștefan Vodă, peste 13.000 de hectare au fost semănate cu porumb. Vadim Ceban ar putea să fie înlocuit la șefia Moldova Gaz de Dorin Junghietu, asta în care Consiliul de Observatori al companiei moldoruse va accepta propunerea Ministerului Energiei ca Ceban să fie transferat în funcția de vicepreședinte al Moldova Gaz. Cel din urmă spune că nu comentează decizia Ministerului. Într-un comunicat al Ministerului Energiei se arată că persoanele din conducerea Moldova Gaz vor avea un mandat de 3 ani, după ce numele lor vor fi aprobate de Consiliul de Observatori al Societății pe Acțiuni. Este în premieră când managementul Moldova Gaz este numit prin concurs deschis, acesta fiind un angajament al Republicii Moldova de transparență și profesionalizarea gestiunii întreprinderilor care au capital de stat. Menționăm că organizarea concursului a fost solicitată de mai mulți reprezentanți ai societății civile. Vadim Ceban, actualul președinte al Moldova Gaz, spune că așteaptă decizia Consiliului de Observator al companiei. Este dreptul Ministerului de a înainta candidaturile în Consiliul de Administrație, conform prevederilor statutului companiei, deja organul care evalua decizia finală este Consiliul de Observatori. Așteptăm decizia Consiliului de Observatori. Consiliul de Administrație al Moldova Gaz este un organ executiv colegial, format din 9 membri numiți la propunerea principalelor acționari pe un termen de 3 ani. Acționarii majoritari ai Moldova Gaz sunt Gazprom și Tiraspol Transgaz. Yeah.
Locuitorii satului Chitrești, raionul Fălești, nu mai sunt nevoiți să care apă cu găleata. După ani de așteptare, oamenii au apă la robinet. În localitate a fost construită o rețea de apeduc cu o lungime de 11 km, de care beneficiază zeci de gospodării, agenți economici și instituții publice. Localnicii spun că cel mai greu le era pe timp de vară, atunci când fântânile din sat secau. Eram nevoiți să aducem apa cu volum foarte mare, deci iarăși ca în sat, un remorc cu căruța, mașină care lumea care cum și putea. Благодаря проекту у нас эта вода появилась. Спасибо большое за это. И сейчас мы можем пить воду, которая пригодна для питья, делать, варить, кушать, стирать, пользоваться в хозяйстве. И мы можем пользоваться душем. Хорошо, что провели воду. Все равно нам было тяжело, когда было в колодец вода, когда не было. Тот край вообще никогда не имел воды почти. Там горькая. Туда ни зимой, ни летом. Сейчас они очень довольны. А мы вдвойне довольны. Очень сильно все изменилось. У нас были проблемы с водой. Маленький ребенок, негде стирать, нечем стирать. Вот это все было, конечно, для нас очень сложно сейчас. Pentru ca apa să ajungă în gospodăriile lor, locuitorii satului au contribuit cu surse financiare. Proiectul este câștigat în cadrul programului Satul European 1, care a prevăzut construcția rețelelor de canalizare și a turnului de apă, după care au urmat alte lucrări de forare a unui sonde și de conectarea cetățenilor la sistemul de aprovizionare cu apă. Valoarea investiției în rețeaua de apeduct prin programul Satul European a fost de 4 milioane de lei. Locuitorii din Chitrești au contribuit la executarea lucrărilor cu sume de 3.000 de lei. Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un nou val de COVID-19 spre sfârșitul acestui an. Potrivit Ministerului Sănătății, în perioada 9-15 septembrie au fost înregistrate 1310 cazuri, cu 15% mai puțin decât săptămâna anterioară. În perioada indicată, din totalul de 1310 cazuri de infectare cu virusul COVID-19 la copii cu vârsta până la 14 ani, au fost înregistrate 371 de cazuri, fiind cu 13% mai mult comparativ cu săptămâna anterioară. Potrivit Ministerului Sănătății, în perioada 9-15 septembrie au fost efectuate peste 9.000 de teste, cu 6% mai puțin comparativ cu săptămâna precedentă. Pozitivitatea probelor a scăzut de la 14,96% la 13,56%. Medicii le recomandă tuturor cetățenilor să respecte măsurile prioritare de protecție, inclusiv igiena mâinilor. Este în continuare necesară respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, cu aerisirea spațiilor închise, purtarea măștilor în instituțiile medicale și adresarea la medicii de familie, la apariția primilor simptome ale infecției COVID-19, febră, tuse, respirație dificilă, dureri în gât, dureri musculare. Vaccinarea împotriva COVID-19 este cea mai eficientă metodă de a evita cazurile grave de boală și deces, afirmă autoritățile din sănătate. Tranzacțiile de vânzare-cumpărare a vehiculelor vor putea fi făcute online. Pentru a accesa noul serviciu, ambele părți semnatare ale contractului trebuie să dețină semnătură electronică calificată. Tarifele pentru serviciu variază în funcție de tipul de utilizator. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Servicii Publice, noul serviciu nu permite schimbarea numărului de înmatriculare și nu include operațiunea de preschimbare a plăcii de înmatriculare. La această etapă de implementare a serviciului, vânzătorii pot fi persoane fizice sau juridice, iar cumpărătorii doar persoane fizice. Serviciul este disponibil pentru tranzacționarea vehiculelor care nu sunt supuse unor restricții legale. Pentru a utiliza serviciul, vânzătorii trebuie să acceseze site-ul servicii.gov.md în banda de căutare să scrie transcrierea online a dreptului de proprietate asupra vehiculelor și să activeze opțiunea solicită. După completarea formularului și semnarea electronică, sistemul va verifica eligibilitatea vehiculului. Cumpărătorul va primi o notificare și va avea 5 zile pentru a examina și accepta contractul. După finalizarea procedurii de către cumpărător, cererea va fi procesată de ASP. Vehiculul va trece printr-o serie suplimentară de verificări pentru a se asigura că nu există restricții sau interdicții asupra acestuia. Contractul în format electronic semnat de ambele părți va deveni imediat disponibil pentru accesare și descărcare
descărcare în cabinetul personal M-Cabinet al vânzătorului și al cumpărătorului. Prevederile se conțin în hotărârea Guvernului privind digitalizarea serviciilor de înmatriculare a unităților de transport votate miercuri de executiv. Serviciul va fi disponibil în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Tarifele pentru serviciu variază între 1140 și 2790 de lei în funcție de tipul de utilizator. Cetățenii pot investi în valori imobiliare de stat fără intermediari. Ministerul Finanțelor a lansat prima emisiune de obligațiuni de stat destinate persoanelor fizice. Aceasta oferă o rată anuală fixă a dobânzii de 6%, iar profitul obținut nu se impozitează. Cetățenii pot cumpăra obligațiuni de stat prin platforma evms.md, lansată la sfârșitul lunii iulie. Subscrierea va fi deschisă pentru perioada 16-25 septembrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 26 septembrie. Obligațiunile sunt emise cu o valoare nominală de 100 de lei fiecare. A doua zi, pe data de 26, noi facem totalurile subscrierii. Pentru dumneavoastră ce înseamnă acest lucru? Banii din cont vor fi decontați și în portofelul personal veți vedea că sunteți deținătorul al unui volum de valori imobiliare de stat și din perioada respectivă sau din data respectivă începe să curgă scadența valorilor imobiliare de stat care este de 2 ani. Plata, așa numitul cupon, plata dobânzilor se efectuează în 4 tranșe, adică o dată la jumate de an. Pentru a participa la perioada de subscriere, cetățenii trebuie să-și creeze un cont pe platforma evms.md. Contul poate fi creat de către toți cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de peste 18 ani care dețin semnătura electronică și au un cont într-o bancă comercială. După ce vă deschideți, vă creați contul, Ministerul Finanțelor în maxim o zi, de obicei durează câteva ore, validează acest cont urmând anumite rigori de securitate, după care dumneavoastră puteți să participați la subscriere. Este, amintesc, o investiție foarte sigură, este totalmente garantată de stat acest lucru, ce înseamnă că dumneavoastră veți primi garantat în termen și integral suma pe care o investiți și rata dobânzii care urmează să fie calculată. Prin intermediul platformei evms.md, cetățenii vor putea să efectueze tranzacții online legate de investiții în valori imobiliare de stat, fără intermediari. Prin intermediul VMS, statul se împrumută de la cetățeni pentru a finanța proiecte de dezvoltare și creștere economică. Valorile imobiliare de stat sunt unul dintre cele mai sigure instrumente de investiții, datorită garanției integrale oferite de stat. La Chișinău activează Institutul Național de Inovații în Securitate Cibernetică, unde urmează să fie instruiți în special funcționari publici, reprezentanții autorităților centrale și locale, dar și studenți. CyberCore a fost inaugurat cu sprijinul Guvernului, al Universității Tehnice a Moldovei și al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. As digital threats have grown increasingly prevalent and sophisticated, USAID has prioritized civilian cybersecurity across the world, including through robust support for cybersecurity initiatives like the CyberCore. Vom avea instruiri viitoare pentru profesori universitari, pentru studenți, și aici mă refer la două categorii mari de studenți, cei care vin din domeniul tehnologiei sau 061 tehnologii informaționale și cei care vin pe partea de inginerie 071 codul, cei de la telecomunicații, adică zona telecomunicații. Pe ei ne vom focusa pentru a face instruiri și pentru a crea o cultură în securitatea cibernetică. Studenții spun că inaugurarea unei asemenea instituții a fost un lucru necesar. Este un loc în care, în primul rând, primim informație și oferă oportunitatea de practică din nou. Până la urmă ne oferă informații din exterior, hai să zicem, și informații care practic nu am avea acces în mod normal. Cu ajutorul la securitatea cibernetică putem să ne protejăm în mediul online de care ne folosim de zi cu zi, cum ar fi rețelele sociale și tot ce există în ziua de azi. Deci eu nu știu, cred că este nu 100, dar 150% beneficiu pentru universitatea noastră. Astăzi am trecut așa un webinar destul de scurt, în opinia mea, despre
Kyber Security, despre cum are loc securitate pe partea cibernetică. Era foarte interesant, am aflat destul de multe lucruri interesante, m-a motivat cumva să trec și unele cursuri. Institutul se află în incinta UTM. Pe o suprafață totală de 800 metri pătrați, sunt 4 laboratoare specializate în simularea amenințărilor în securitate cibernetică și exerciții pentru echipa de securitate cibernetică, săli de pregătire și instruire, dar și sală de conferințe. CyberCorp va veni să acorde și să consolideze programele de studii, obiectele, cursurile pe care le avem pentru toți studenții din domeniul TIC. O altă misiune importantă vine să ajutăm autoritățile statului să contracareze diverse atacuri, astfel încât aici la CyberCorp va fi amplasat și un Cyber Security Operations Center, acolo unde studenții, profesioniștii vor analiza traficul care vine. Totalul investițiilor în infrastructura și echipamentele CyberCorp ajung la 2 milioane de dolari. Cea de-a 23-a ediție a festivalului Etnofest 2024 s-a desfășurat în orașul Taraclia, unde au evoluat numeroase colective artistice de pe ambele mauri ale Prutului și din Ucraina. Cei prezenți în piața din centrul orașului s-au putut delecta cu bucate și băuturi tradiționale, dar și să admire dansurile interpretate de bulgari, găgăuzi, ucraineni, albanezi sau aromâni. La manifestarea culturală organizată de autoritățile raionului Taraclia cu sprijinul financiar și logistic al Asociației pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova, au venit oficiali de la Chișinău, reprezentanții misiunilor diplomatice. Наш етноцентричний фестиваль ежегодно объединяет все этносы и направлен на популяризацию взаимодействия культур, обычаев и традиций всех национальностей, проживающих в Республике Молдова и за ее пределами. И мы надеемся, что в будущем он также объединит людей, которые своей самоотдачей и энергией сохраняют традиции для будущих поколений. Я очень рад принять участие в вашем фестивале, 23-й фестиваль. Будучи сам с юга, я думаю, что юг самый богатый, потому что здесь на протяжении столетий жили мирно и молдаване, и болгары, гагаузы, русские, украинцы. За мен е огромно удоволствие да присъствам днес сред вас. Желая на всички да опитат от гостоприемството на този край. Опитайте храните, вината и традиционната българска баница. Наслаждавайте се на нашия фолклор, както и на фолклора и бита на останалите етнически групи. Днес на фестивале аз себе чувствую как българин, который находится в Болгарии. Здесь буквально сегодня я в первую очередь сталкиваюсь с теми традициями, которые сохранились в Тараклийском регионе, во всех сел, которые входят в этом районе. И я вижу то же самое, что увидел бы, если бы сегодня был классический такой храм в болгарском селе в Болгарии. Pe scena фестивалului Etnofest 2024 din Тараклия au evoluat numeroase colective artistice. Au cântat și au dansat deopotrivă bulgarii, găgăuzii, ucrainenii, albanezii sau chiar a românii. Eu primit cu o atmosferă foarte călduroasă, frumos, vesel, că suntem prima dată suntem aici în localitatea de ca ansamblu etnofolcoric Gălbinița. Ne simțim excepțional, deoarece anul trecut, adică în primăvara anului acestuia, am primit ansamblu Rodi Buie din Taraclia la noi, la San Ion de Deal, la Tulcea, și am fost încântați. Este un festival deosebit, toate naționalitățile, și ne simțim atât de bine împreună, ca și cum ar fi o primăvară înflorită. Нашим семейщикам проживает очень много национальностей. Вот мы тут сидим и понимаем и болгарский язык, преподаватель болгарского языка. Я знаю гагаузский язык, мы знаем украинский язык. Pe lângă manifestările culturale, locuitorii din Taraclia, dar și oaspeții Etnofest 2024 au putut participa la o tombolă cu premii valoroase, organizată de Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova. Итак, у нас есть первый победитель. Ирина, эти наушники теперь ваши. Aproape 100 de verificatori își vor aduce pe 5 și 6 octombrie în centrul Chișinăului marfa lor de calitate, dar și vinuri din recolta acestui an. Cea de-a 23-a ediție a Zilei Naționale a Vinului se va desfășura cu sloganul Vinul nostru uimitor de bun. Organizatorii așteaptă ca la eveniment să vină până la 100.000 de oameni. Venim cu gama vintage,
Este formată din 4 soiuri, deci e vorba despre Saperave, Chardonnay, Malbec și renumitul Fetească Neagră, la care au obținut foarte multe medalii internaționale. Scopul ulterior este ca Ziua Vinului Moldovei să fie un Oktoberfest, să fie cunoscut în întreaga lume și în fiecare țară. În acest an, spațiul în care se va desfășura festivalul se va extinde până pe strada Maria Cebotari. În premieră ne extindem, ne vom extinde de pe strada Pănulescu-Bodonic către Maria Cebotaru. Acolo va fi organizată zona gastronomică pentru a oferi o experiență unică vizitatorilor noștri, iubitorilor de vin, de a degusta vinul și inclusiv de a combina vinurile cu gastronomia noastră. Vor fi 2 zile în octombrie în care, practic, o să puteți să beneficiați de cunoștințe, pentru că vor fi diferite masterclass-uri care este făcute de oficiu. Noi vorbim despre posibilitatea de a comunica însăși cu producătorii de vin. Magazinul îți demonstrează pe raft o sticlă cu vin. Când vii la festival, tu vezi cine stă în spatele acestei sticle de vin. Cu această ocazie, la Chișinău au fost invitați ministrii agriculturii din țările baltice, a anunțat Vladimir Bolea. Ziua Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu sprijinul partenerului strategic USAID Moldova, prin proiectul de competitivitate și reziliență rurale. Tradițional, evenimentul are loc în Piața Marii Adunări Naționale și la vinării, în primul weekend din luna octombrie.